Conducerea casei ștețene de asigurări de sănătate n-a exclus posibilitatea ca numărul de paturi din spitalele nemțene să scadă și anul acesta, recunoscând că există o strategie națională de reducere în timp a numărului de paturi din spitalele românești. Stabilirea, după cum a fost în legislația anului precedent, în vigoare și acum, este o comisie care stabilește la nivel de județ numărul de paturi contractabile repartizat pe fiecare unitate care dorește să intre în contract cu noi. Sigur că din aceste paturi contractabile sunt excluse paturile care sunt pe terapie intensivă, pe anestezie și terapie intensivă la nivelul fiecărui spital. Se negociază în comisie, dar oricum se ține cont de structura aprobată a fiecărei unități sanitare. Numărul de paturi dintr-o unitate sanitară intrată în raport contractual cu cei de la Casa Națională de Sănătate este stabilit anual de către o comisie județeană care analizează incidența bolilor ce presupun internarea în spital. Spitalul de la Roman are repartizat prin ordinul 792 din 2010 un număr de 666 de paturi care s-a menținut în fiecare an.